Descoperisem că gândurile nu vin singure, că alături de fiecare gând se află altul, diferit, acela care aparține realului. Când îți definești identitatea, îți dai seama că reperele de care ai nevoie sunt legate de poveștile pe care le știi, dar și de ceea ce îți traduci din zone precum libertate, iubire, literatură. Un exercițiu din această zonă îți aduce doamna Hayat de Ahmed Altan. Poate îl știi drept unul dintre cei mai cunoscuți scriitori contemporani din Turcia, dar acum ai ocazia să îl descoperi la fel de rezistent în fața autoritarismului cum îl știai, dar încă și mai uman decât în memorii. A doua lună din an îți dă ocazia să redescoperi, la citești. Moduri în care se întâlnesc identitatea și pasiunea. Dacă nu aș fi avut atâtea imagini cu doamna Hayat în cap, aș fi putut spune în acel moment că sunt fericit.